Salut! Numele meu este Vlad și sunt aici din partea itassistant.org pentru a vă arăta cum să creați un formular simplu folosind HTML și PHP. Să presupunem că dorim să creăm un formular de feedback pe site-ul nostru prin care să preluăm diferite informații de la utilizatorii noștri. Vom crea ceva asemănător cu acest lucru, două câmpuri text în care utilizatorii vor trebui să-și introducă numele și prenumele, două checkbox-uri prin care utilizatorii își vor specifica sexul, o listă drop-down prin care vor putea să dea o notă site-ului și apoi un feedback în care utilizatorii vor trebui să scrie propriul lor mesaj pentru noi. După cum am spus deja, formularul nostru va utiliza noțiunile introductive de HTML și PHP exemplificate în tutorialele anterioare, dar va aduce și unele noutăți aferente părții de lucru cu formulare. După cum putem intui, partea statică a formularului, cea care afișează conținutul grafic al formularul este realizată în HTML, iar partea dinamică, cea care se va ocupa cu prelucrarea inputului primit odată ce se apasă butonul Trimite, va fi realizată în PHP. Să inspectăm puțin codul. Ne vom uita întâi la partea HTML a formularului. Întâi declarăm tagul HTML, apoi tagul head în care specificăm titlul formularului nostru, formular de feedback, și apoi tagul body. Pentru a crea efectiv un formular, vom folosi tagul form, urmată de atributul method egal post. Prin post vom comunica efectiv cu scriptul nostru PHP și un alt atribut action, în care specificăm numele formularului, numele scriptului PHP care va interacționa efectiv cu formularul nostru și va prelucra inputul. În cazul meu am ales ca același script PHP în care se află codul HTML să aibă și să prelucreze și efectiv inputul. Apoi, pentru a crea efectiv un câmp text în care utilizatorul să-și introducă o informație, vom folosi tagul input, urmată de atributul type egal text. Putem specifica prin atributul size o lungime, efectivă, lungime grafică a inputului, și prin atributul max length, în cazul meu 20, am specificat faptul că orice text scris în acest câmp nu poate depăși 20 de caractere. De asemenea, un atribut foarte important este name, prin care specificăm un nume pe care îl va reține, în care se va reține conținutul acestui câmp, nume pe care îl vom folosi în scriptul nostru PHP pentru a interpreta efectiv variabila introdusă. De asemenea, al doilea câmp text pentru prenume. Și apoi, pentru a crea aceste checkbox-uri, am folosit de asemenea tagul input, dar de această dată cu atributul type egal radio, și am specificat pentru fiecare dintre cele două checkbox-uri, M și F, o valoare, pentru M, M, și pentru sexul feminin, F, și de asemenea atributul name, foarte important, prin care voi putea să iau în scriptul meu PHP valorile introduse. Pentru a crea lista drop-down avem la dispoziție tagul select, de asemenea variabila pe care o vom folosi în PHP se va numi nota, și apoi pentru fiecare element al listei de drop-down vom folosi tagul option și vom specifica de asemenea atributul value pentru a specifica valoarea pe care o va lua variabila notă în scriptul nostru PHP, în cazul în care utilizatorul bifează foarte bune, bune sau proaste. Închidem apoi tagul select și dăm și o linie nouă. Pentru a crea câmpul texteria în care utilizatorul își va scrie un feedback propriu efectiv, vom folosi tagul texteria. Îl vom dimensiona folosind atributele rows și calls, numărul de linii și de coloane. Și de asemenea vom da un nume conținutului acestui text area, în cazul meu feedback, și închidem acest tag. Înainte de a-l închide, de a închide definitiv tagul text area, vom scrie un text, iar acest text va apărea efectiv la început în text area-ul nostru. Pentru a crea efectiv butonul trimite, acesta de aici, vom folosi de asemenea tagul input, de această dată type va fi submit. În atributul value vom specifica efectiv textul care apare în buton, după cum vedea aici, trimite, și de asemenea dăm un nume acestei variabile care va fi atribuită butonului pentru a ne da seama în scriptul nostru PHP dacă butonul a fost apăsat sau nu. Apoi, în scriptul nostru PHP avem două părți. O parte generală pe care o executăm indiferent dacă
butonul a fost apăsat sau nu, prin care luăm prin metoda post, care am specificat-o aici, variabilele cu numele specificate în tagul, în atributul name. Deci aici numele, prenumele, sex, notă, etc. Și pentru a lua prin metoda post un anumit câmp din formularul nostru, vom folosi $_post și între paranteze pătrate și ghilimele name-ul specificat în formularul nostru HTML. Procedăm așa pentru toate input-urile pe care dorim să le procesăm și apoi folosim o construcție if în PHP prin metoda isSet și verificăm dacă o variabilă a fost setată. Luăm prin metoda post aici, observăm dacă butonul a fost apăsat, după cum zicea name submit, este asociat butonului. Deci dacă butonul a fost nu a fost apăsat, pentru că avem aici non isSet, deci dacă butonul nu a fost apăsat, afișăm în mod static în formularul HTML cu tot ceea ce am explicat mai devreme. Apoi, după pe ramura de else, aici închidem această coladă, și apoi pe ramura de else înseamnă că utilizatorul a apăsat trimite și toate câmpurile și putem procesa câmpurile. În mod primul lucru pe care trebuie să-l facem este să verificăm inputul introdus de utilizator din mai multe motive. În mod clasic ar fi trebuit să trimitem prin mail rezultatele acestui feedback sau eventual să-l introducem într-o bază de date și pe care să o interogăm noi la un anumit moment dat în care dorim să vedem în ce status se mai află feedback-ul pentru site-ul nostru. De aceea este important să verificăm inputul introdus de utilizator din mai multe motive. După cum vedem aici, nu dorim să avem câmpuri goale, să introducem câmpuri goale în bază de date. Și de asemenea, dacă lucrăm cu o bază de date, nu dorim ca utilizatorii noștri să ne poată ataca în diverse moduri site-ul, cum ar fi prin metode ca SQL injection, etc. Mai multe despre SQL injection și baze de date, interacțiunea dintre PHP și baze de date în tutorialele următoare. În cazul meu, eu doar am verificat ca câmpurile nume și prenume să fie completate, să nu fie egale cu, să nu fie blancuri. Dacă acestea sunt goale, afișez un text, te rugăm frumos, completează toate câmpurile. Și apoi, pe ramura de else, ar fi trebuit să dau un mail sau ceva sau să introduc într-o bază de date. Pentru simplitate, am ales să afișez în browser numele, prenumele și eventual să fac anumite prelucrări pe input. Pentru început am afișat salut și am concatenat la salut numele și prenumele utilizatorului și apoi am dat și o linie nouă. Aici am verificat dacă sexul utilizatorului a fost specificat ca M. Aici am decis să afișez H de sex masculin și respectiv pentru F H de sex feminin. Aș fi putut să fac orice altceva în PHP. Și apoi am afișat nota pe care a acordat-o utilizatorul tutorialului nostru, respectiv foarte bune, bune sau proaste. Și de asemenea am afișat și feedback-ul introdus de utilizator în câmpul, în text area-ul nostru. Dacă vom completa, să spunem nume itassistant.org și prenume admin, sex masculin, cum apreciez tutorialele noastre, bifez foarte bune. Și la feedback să introducem vrem mai multe tutoriale. Apăsăm trimite și suntem întâmpinați de textul pe care l-am scris noi pe ramura de else în cazul în care a fost apăsat butonul. Salut, itassistant.org admin, este sex masculin și restul, conținutul feedback-ului nostru. Sper că v-a fost util acest tutorial. În tutorialele următoare vă vom prezenta cum să folosești PHP pentru a trimite rezultatele feedback-ului prin e-mail sau eventual cum să introduci rezultatele feedback-ului într-o bază de date. Vă așteptăm deci pe itassistant.org. O zi bună!